Salutare! Astăzi am făcut și niște lucruri frumoase. Am construit încă o căsuță, pe lângă altele trei care le mai avem, patru, da, sau chiar patru. Am mai construit una și i-am făcut și o hrănitoare ca să vie fazanii să ciugulească, să mănânce. Și am nimerit și într-o zi foarte frumoasă. Uitați-vă ce frumusață azi, ce soare puternic, o frumusață extraordinară. Așa, când avem puțin timp liber, venim de la mic și până la mare și facem lucruri frumoase. Și aici mai avem ceva gustări. Ia uitați. Poți înțelegi numai dacă ești cu noi împreună și se întâmplă aici. Ia uitați-vă, tovară, și se pregătește aici. Iată, domnul Andrei, bucătarul șef. Am decis să ieșim un pic în natură, de la mic și până la mare. Și iată, uitați-vă, și pregătesc băieții aici. Ceva extra, extraordinar. Extra, extraordinar. Avem și aici. Vai de capul meu. O! Domnul Macar se ieși. Și cățelul se primlă. Ai, молодец, frumoasă, frumoasă. Prieteni, uitați-vă ce înseamnă natură. Iată, aici ne-am grămădit cu prietenii și facem un picnic jos pălăria. Ia uitați-vă și aici. Bravo, e că aici și domnul Marinciuc, doamna Tatiana, toți grămadă. Uitați-vă și frumusață, ia uitați-vă. Sănătate și numai bine.